Dacă după căderea comunismului în toate statele din fostul URSS a început o campanie puternică de privatizare, se pare că acum, în fața sancțiunilor economice, Rusia preferă să se întoarcă în timp. Cum e posibil? Partidul Rusia Unită, partidul dictatorului de la Kremlin, a propus naționalizarea tuturor fabricilor de producție ale companiilor occidentale care și-au suspendat activitatea odată cu invazia din Ucraina. Andrei Turciac, secretarul partidului, a declarat: Occidentul a început războiul de sancțiuni împotriva Rusiei, la care s-au alăturat nu numai guvernele, ci și companiile private. Unii dintre aceștia anunță că își încetează activitatea în Rusia și își închid fabricile. Propunerea de naționalizare este o măsură extremă, dar nu tolerăm înjunghierile în spate și ne vom proteja poporul. Reacția era oarecum ușor de intuit, odată ce vestul a început să pună o presiune fabuloasă din punct de vedere economic pe Rusia. Dar totuși, să începi în secolul 21 procesul de naționalizare? Ne întrebăm ce urmează, mâncatul pe cartelă? Nici asta nu e foarte departe. Poftă bună la salam cu soia! Luați cu pâine, dacă o să o mai găsiți.